împlinește azi un an de la pierderea maestrului Marin Constantin, unul dintre marii artiști profesioniști ai țării, virtuos al viorii și baghetei, o adevărată enciclopedie folclorică. A condus din 1977 secția muzicală a ansamblului folcloric profesionist al județului Olt și a câștigat respectul colegilor și marilor profesioniști în domeniu, devenind un apreciat dirijor și violonist, dar și un compozitor căutat, piesele sale fiind interpretate de orchestre și soliști populari din țară. Sub bagheta sa a cântat chiar Orchestra Națională Radio. Cu Doina Oltului a câștigat premii la festivalurile internaționale de folclor Cerbul de Aur, Arcanul Rădăuți, Dunărea Fluviu al Europei, Bavaria 2008, Serbia 2009, München 2009, Premiul Special la Bruxelles în 1999, Placheta orașului Viena în 1998. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Inspectoratul Școlar Județean Olt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de șofer gradul 1, studii medii sau profesionale la compartimentul tehnic-administrativ. Candidații trebuie să aibă permis de conducere cel puțin categoriile B, C, E și vechime conducător auto categoria B de minimum 3 ani. Concursul se va organiza pe 9 februarie proba scrisă, iar pe 12 februarie proba interviu. Biblioteca Județeană Olt Ion Minulescu îmbunătățește și actualizează permanent fondul de carte destinat împrumutului la domiciliu. Pentru utilizatorii serviciilor de bibliotecă, instituția de cultură a achiziționat în ultima perioadă mai multe titluri importante pentru secțiile de beletristică și non-beletristică, dar și pentru celelalte secții. Oltenii sunt așteptați să treacă pragul bibliotecii cu sediul în Slatina pentru a afla ultimele noutăți din domeniul editorial. La finalul lunii decembrie 2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că a semnat contractul privind dezvoltarea sistemului informatic SAFTI. Implementarea SAFTI ar putea fi gata undeva în luna iulie, reiese din declarațiile Mirelei Cărugăreanu, președintele ANAF. Primul termen de raportare a fișierului de către companii va fi reglementat ținând seama de consultările cu reprezentanții mediului de afaceri și de posibilitățile reale de ajustare a sistemelor informatice ale companiilor. România trebuie să implementeze o directivă europeană până la 1 iulie 2021, iar asta va aduce anumite schimbări pentru agenții din comerțul electronic cu bunuri. Modificările vizează eliminarea plafonului de 10 euro până la care clienții puteau să importe colete comandate online din afara Uniunii Europene fără să plătească TVA în România și platformele privind comerțul electronic vor deveni responsabile pentru plata TVA atunci când facilitează vânzări de bunuri din partea unor furnizori non-UE până la un plafon de 150 de euro.